Salutare, domnilor! Ce să zic? Ștaua asta de vreo 7 km a fost. Am 1,7 km. Uite aici mega structuri. Mega draci. Fac și ei ce pot. În sfârșit. Ștaua mare aici a fost, vreo 7 km. Mai am 1,5 km și ies afară. Sper să nu dau un alt ștau. Ideea care este... Ce dracu faci, om? Hai, bă, 23 de kilometri. Mai am 23 de kilometri și ajung într-un loc în care cred că nu am mai fost. Bun. Ideea care e că mi s-a schimbat un pic traseul așa, adică incognito. Unui coleg de la noi trebuiesc niște chestii de aici, de pe Germania, un pat și ceva șezlong. Înțelegi? Ideea care este că am zis că ajung la 5, o să mă încadrez, ajung pe la 5 și un pic. Ideea e că sper să fie pregătite toate lucrurile astea și să ne putem mișca foarte repede, pentru că nu vreau să rămân foarte mult timp aici, să tot pierd vremea. Vreau să ajung în Franța, mai am undeva la 310 km, cu siguranță vor fi mai mulți, pentru că n-am pus cealaltă locație cu patul. Merg să iau șezlongul și mă iau cu vorba și am uitat să fac pe aici la dreapta, uite că ăsta m-a lăsat. Bravo, Bibane! Valentina a uitat, a zis că se duce înainte, frate. Bun. A, aici au la mega structuri trebuie să ajungem, știi? Dau și cort. Nii câta țara. Hai să-mi fac. Ninos. Hai. Nu vine, nu? Te-ai asigurat din mers, i-ai dat. Ai roșu, stai, unde stai aici? Bun, ideea care e că am prins ora asta de vârf aici și o să fie destul de nasol. E da bilețel? A, ștergi nasul. Ok. Bă, n-am nimic, dar femeia de pe salvare chiar era grasă. Bun. Pod. Fac și eu un pod. Să facă. O, ce o să fie cam la sol, cred. Prea îmi place să fiu așa negativist, dar nu cred că o să fie cam la sol, că mai ales că intru acum pe ceva național. Dau dracu de galben. Că n-am putut să opresc în condiții de siguranță. Aveam 70 și am considerat. Circu. Circu e peste tot. Ce-o fi? Ne dăm partea altă, e ok. Circu este peste tot, este în ziua de azi, știi? Chestia aia de la romani, circ și pită. În ziua de azi nu mai e pită, e televizor. Să zic cu ăștia. Mai că nu mai ne trebuie un galben, un roșu, un mov. Opa, fii atent că aia face la dreapta, trebuie să mă duc pe asta altă. Hai, merțule, bagă, bagă, bagă. Hai că avem 70, Heilbronn. Firal dracu, poate au radar ăștia pe aici. Are ăștia. Ar trebui să pornesc cam samul ăla. Că nu e de glumă aici pe Germania.
Pac, pac, am scos ăsta, l-am pus acolo. Ia, ia! Ia, ia! V-ați slus, v-ați slus. Mai cineva să nu mai folosesc. Mi-a zis să păstrez o tonalitate pe clip. Ideea e că am ținut minte, cam așa ar trebui să fac, nu respect tot timpul treaba asta. În sfârșit, cam sam. Pune-te în mișcare și arată-ne ce știi. Și real, naibii de radarist. Alt pod. Of, of, of. Ce bine. Hai frate, ce faci? Oh. Hai o dată. Am pus ăla. Am pus. Trebuie de că s-o pornești. Bună. Apă, ce apă e asta? Izvorul minciunilor. Position found. This is good. Să dăm mai tare. Oh, nu mai e nicio mai tare. Așa. Uite, vezi? Zice că la 4, la 3,4 și la 4,3 este ceva radar. Știe, mă, cocogeambul ăsta. Bă, așa m-am urât de nemții ăștia de Germania asta. Ce dracu fac ăștia aici. De fișări. No, o să mănânce chestia asta vreo, per total vreo 3 ore, liniștit, adică toate adunate la 3 ore bat. Sper să reușesc să ajung până la 12 noaptea măcar. Și mâine până la 10, 11, 12 o să descarc. 250 de metri spre dreapta. Asta tot timpul, mă, câte ceva de făcut, să-mi bag piciorul. Pe aici, mă, sau mai încolo? Hă? Mă, hai pe aici. Ce-o fi, o fi, 20 de metri. Pe aici, mă, că acolo e prea aglomerat. Sinsheim. Asta a mai fost. Stai încetuți. X, X, Lutz. Aici care e treaba? Nu e nimic? Doar cedează trecerea? Ok. Hai că e roșu. X, Lutz. Ce dracu v-a spus așa scaun acum? Aștept un scaun, ce dracu v-a spus. Da, o să las ăsta aici acum în curcă. Opa! Uite, 1,7 zice că mai este ceva. No, bun, trecem pe canalul 2 pentru continuare. De ce? Pentru că pe canalul ăsta principal povestim lucruri mai interesante. Pe canalul 2 doar filmăm locații. Da, și nu povestim nimic.